În viață ne întâlnim cu întrebări complicate și nu e ușor să răspundem la acestea. În Evanghelia după Ioan, capitolul 21, Domnul Iisus Hristos, cel înviat, se întâlnește cu apostolul Petru, care se lepădase de Mântuitorul său în urmă cu ceva timp. De trei ori s-a lepădat, așa că Mântuitorul de trei ori îi adresează o întrebare care vizează iubirea. Și întrebarea comportă un grad de comparație și sună astfel. Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Nu este o întrebare ușoară. Nu îl întreabă Domnul Iisus pe apostolul Petru, Petre, crezi în mine? Întrucât răspunsul era deja dat, Petru credea în Hristos. Nu îl întreabă dacă putea face un fapt miraculos. Întrucât Petru, da, putea afirma că a făcut o minune, a pășit câțiva pași pe mare. Ci îl întreabă o întrebare de esență, mai grea. Petre, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Tocmai ce asistăm la o pescuire miraculoasă. Petru împreună cu ucenicii la porunca Domnului Iisus aruncă năvoadele într-o parte și scot 153 de pești mari. În fața unui asemenea succes, Domnul îl întreabă, Petre, mă iubești tu mai mult de succesul tău decât acești 153 de pești mari? O întrebare la care trebuie să dai un răspuns înțelept. După ce Petru răspunde afirmativ de fiecare dată, Domnul îi încredințează slujirea. Întrebarea aceasta scoate în evidență lista priorităților noastre. Dacă Domnul Iisus ți-ar pune ție o astfel de întrebare, cum ai răspunde? Întrebarea în dreptul tău ar putea suna în felul următor. Mă iubești tu mai mult decât afacerea ta? Mă iubești tu mai mult decât succesul pe care îl cauți cu disperare? Pe o scară de 1 la 10, unde m-ai situa pe mine în lista valorilor și priorităților tale? Fie ca răspunsul pe care îl oferim să fie unul al iubirii totale, o dedicare totală înaintea Dumnezeului care ne iubește total. Și în momentul în care ne dedicăm în totalitate Lui, Hristos ne încredințează și o slujire. Nu poate exista slujire corectă dacă nu este precedată de iubire. Acolo unde întâi de toate îl iubesc pe Hristos, Dumnezeu îmi încredințează și slujirea Lui.